Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost promulgată legea care modifică codul rutier pe aici, pe acolo, prin părțile cât de cât esențiale, ca să spun așa, și se introduc cursuri de conducere defensivă pentru șoferi. Este un moment foarte important. Aceste cursuri vor putea fi urmate când se face școala de permis sau când se reface școala pentru recuperarea permisului suspendat. Sunt cursuri facultative, dar cheltuielile vor fi deductibile fiscal și, dincolo de asta, noi care am urmat astfel de cursuri, Luca nu ai făcut, nu? Luca, tu n-ai făcut cursuri. Nu, eu sunt defensiv de fel. Da. Zaf și cu mine atunci. Noi le recomandăm oricui să le facă. L-am sunat pe Alex Filip, fost pilot de raliu și instructor de cursuri de conducere defensivă, sau actual pilot de raliu, nu știu cum e, Alex. Bună dimineața. Bună dimineața, mă face... Încă? Mai pus deja la pensie. Da, deci încă... Nu, da. Sunt încă în activitate. La Old Boy sau la... Nu, nu există o categoria Old Boy. Te trolez, pilot de raliu, Alex Filip, instructor de cursuri de conducere defensivă. Alex, ce înveți la cursurile de conducere defensivă, de fapt? Da, mi-a venit foarte des întrebarea asta. Până la urmă, bun, vin și ce o să fac eu mai bine după ce termin cursul ăsta? În primul și în primul rând, pornim de la a nu ajunge în situații delicate. Adică nu învățăm neapărat să ieșim din ele, ci să nu ajungem în situații delicate. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt foarte multe elemente în conducere, în condus, în șoferie, pe care nu le aflăm sau nu le deprindem la școala de șoferi. Mă refer aici strict la poziția corectă la volan, felul în care trebuie să purtăm centura de siguranță, cum trebuie să vină ea pe claviculă, cum prindem copilul în mașină, cum ancorăm bagajele în mașină, ce facem în cazul unui accident, ce înseamnă regula celor 2 secunde care ne pune la adăpost de foarte multe belele. Știm foarte bine care sunt accidentele de pe timpul verii pe autostrada Soarelui, spre exemplu. Și tot așa. Și nu în ultimul rând, este vorba despre latura psihologică, în care un instructor de conducere defensivă, un astfel de trainer cu har, să-i spun, știe să transmită prin argumente elevului său lucruri pe care pe românește le va băga la cap și o să le aplice în traficul de zi cu zi. Și aici vreau să spun că mă bucură fantastic că au trecut deja vreo 5 ani de când fac operațiunea asta, am jobul ăsta suplimentar și primesc în continuare mesaje legate de diferite situații și mi se mulțumește, băi, ce bine că m-ai spus atunci că, uite, am ieșit dintr-o situație, dintr-un bucluc în care am fost pus. Și de cele mai multe ori știm foarte bine că în trafic poți să fii vinovat sau nevinovat, dar asta mai puțin contează dacă ar fi să facem referire și la tragicul accident de ieri cu mașina de poliție și cele 2 fete din sectorul 1 din București. Acum, ce îi spui unui șofer care te aude vorbind și zice, aia mă, astea sunt niște prostii, eu conduc foarte bine, n-am nevoie de așa ceva. Adică eu sigur conduc. Așa este, mă întâlnesc foarte des cu mentalitatea asta. Nu înseamnă că dacă ai 30 de ani de șoferie și absolut niciun accident și sute de mii de kilometri la activ, nu ești probabilistic în situația în care ai putea fi expus unui accident. Pe măsură ce noi conducem și facem activități repetitive, deprindem niște automatisme. Automatismele alea pot derapa spre a fi niște automatisme bune, sănătoase, sau ușor-ușor începem să facem rabat de la tot felul de lucruri. De la simplu fapt că nu mai purtăm centura de siguranță până în colț la magazin sau la pâine, faptul că dacă mergem prin localitate și este liber, că este, hai să spunem, cum ai plecat tu la 6:20 dimineața, e liber, deci asta înseamnă că putem merge și cu 90-100 la oră. Sunt lucruri care se, an după an, se traduc prin automatisme, iar rolul unui instructor de conducere defensivă este să îl convingă pe elev să păstreze automatismele sănătoase și să le șlefuiască pe cele care an după an au devenit greșite. Care e o greșeală comună pe care o vezi în trafic sau la elevii tăi? Ceva ce se întâmplă destul de des, iar șoferii nu... Absolut primul lucru este poziția la volan, pentru că nimeni nu se predă la școala de șoferi sau sunt foarte puțini instructorii care pun accent pe asta.
Mai degrabă șoferul dorește să stea comod, precum stă la Netflix acasă, în fotoliu. Un alt lucru pe care îl întâlnesc foarte des este neconștientizarea deplasării între punctul A și punctul B. De ce să accelerez ca disperatul dacă oricum în față este roșu la semafor? Sau de ce să croșetez pe DN1 când oricum ajung la pasajul Bănea sau unde voi sta blocat? Sau de ce să nu mă uit, de exemplu, pe Waze, că în față este totul roșu și cu toate astea încerc să depășesc pe linie continuă și să fac tot felul de expediții? Am spus că sunt anumiți șoferi care vor să fie cu o mașină mai în față, chiar cu prețul vieții, pentru că depășesc în orb și așa mai departe. Un alt lucru pe care îl întâlnesc des la elevii mei este faptul că nu știu foarte bine să lucreze cu pedalele. Pedala de accelerație de cele mai multe ori e considerată a fi o chestie de on-off. Ei bine, nu, pedala de accelerație are și greșit procentul de 67% și 72% și 98% și 100%. Atunci când ne urcăm la volan și considerăm că accelerația are doar două poziții, complet ridicat sau complet apăsat, nu suntem într-o zonă corectă. La fel, frânarea de urgență. Sunt foarte mulți elevi care le e frică să pună frână bruscă, pur și simplu, și apar diferite accidente. Sunt multe lucruri care pot fi... Nu mai vorbesc de acest sindrom al statului cât mai aproape față de mașina din față. Este ceva absolut care vine tot din această grabă, să-i spunem, pe care... fiecare dintre șoferi și o arogă, spune, eu mă grăbesc, automat am prioritate și am imunitate la absolut orice și atunci trebuie să stau călare pe cel din față și să încerc cu tot din adinsul să-l depășesc. Mulțumesc. Sunt foarte, foarte multe lucruri, elemente de trafic și dacă ar fi să ne uităm într-o... cu toții am fost în vacanțe, în concedii, am condus sau poate că n-am condus, am fost doar pietoni în diferite orașe civilizate ale Europei sau de temiri din special continent și nu am văzut lucruri pe care le întâlnim la noi. Mă refer la această agresivitate în trafic, mă refer la faptul că atunci când, spre exemplu în Franța, când traversează un pieton pe trecerea de pietoni, pietonul de cele mai multe ori mulțumește, ridică mâna și se creează o conexiune între pietoni pe care, evident, șoferul nu-i convine că trebuie să se oprească, să-l lase să treacă, dar se creează un respect reciproc și în felul ăsta nu avem tot felul de situații pe care știm foarte bine că în Bucureștiul nostru le întâlnim aproape la tot pasul. Mulțumesc foarte mult. Da, eu uite, acum dau seama, eu salut de fiecare dată când trec pe trecerea de pietoni. E o chestie pe care am învățat-o la taică mea. Nu știu de ce, dar de fiecare dată salut, mulțumesc frumos, la revedere. Da, e și o chestie de cultură în trafic, poate că o cultură a civilizației în trafic, poate că aceste cursuri de conducere defensivă încet încet vor schimba și cultura noastră de șofat. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptare Alex Filip, pilot de raliu și instructor de cursuri de conducere defensivă. Eu zic de acum să facem felul următor. Te oprești pe trecerea de pietoni în mijloc, saluți, da. Aștept să și răspundă, știi? Și după aia să treci mai departe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.